Candidatul independent pentru funcția de președinte, Igor Dodon, îndeamnă alegătorii să iasă duminică la vot și să facă alegerea potrivită. Potrivit lui, votanții au de ales între pace și stabilitate sau conflicte și incertitudine. Candidatul susține că trebuie să fie pus punct pe certurile politice. Destul cu certurile și conflictele de care am obosit cu toții. Să lăsăm în trecut divergențele, polemicile și dezbinările politice. Pentru ca țara să prospere, trebuie să construim, se menționează în adresarea lui Igor Dodon. Candidatul a accentuat că își respectă toți oponenții, iar pe parcursul campaniei electorale nu a manevrat cu insulte și provocări. Consider că nu am dreptul la un asemenea comportament. Importante sunt problemele care își așteaptă soluția, dar nu ambițiile personale nesănătoase. Confruntările și polemicile fără sens le-am lăsat pentru alții. Eu am ales să mă întâlnesc cu dumneavoastră pentru a înțelege mai bine grijile ce vă frământă, problemele care așteaptă soluționare eficientă și rapidă, se mai arată în mesajul candidatului independent. Igor Dodon spune că în cadrul campaniei electorale a avut peste 240 de întrevederi la care au participat peste 45.000 de alegători care au susținut programul său de dezvoltare. Toate cele planificate sunt realizabile, dar depinde de opțiunea noastră. Ori continuăm să creștem vlăstarii care au devenit deja puternici și obținem roade, ori lăsăm pe alții să taie tot din rădăcină. Duminică vom decide soarta Republicii Moldova. Dumneavoastră alegeți fie pacea și stabilitatea, fie conflictele și incertitudinea. Veniți pe 1 noiembrie la secțiile de votare și faceți alegerea corectă. Fiți activi, nu vă neglijați dreptul la vot, i-a îndemnat Igor Dodon pe alegători. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie. Pentru funcția de președinte concurează Igor Dodon, candidat independent, reprezentantul PLDM Tudor Deliu, liderul PPDA Andrei Năstase, liderul PAS Maia Sandu, liderul partidului nostru Renato Usatăi, președintele PUN Octavian Țicu, candidatul partidului Șor Violeta Ivanov și reprezentantul Blocului Unirea Dorin Chirtoacă.